Mâna dreaptă, mâna stângă. Nașul vine aici lângă. Mâna pe... Așa. Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Să vă-ți spun Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie și în semn de respect, mâna lui Nașul. N-ai ce te faci. Și al Nașul. Și al Nașul. Așa, mergi la locul tău, acum vine mireasa cu nașa acolo. Așa, mâna dreaptă, pui buchetul. Mâna dreaptă, mâna stângă. Așa, capul. Mâna pe mână. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduierile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, a săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, Dumnezeul nostru, care ai venit în Cana Galilei și nunta de acolo ai binecuvântat-o, binecuvintează pe robii tăi aceștia, Nicușor Mădălin și Valentina Alexandra, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții, binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cunurile lor în împărăția ta, păzindu-i curați, fără prihană și neasupriți în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Și Domnului tău! Capetele noastre, Domnului, să le plecăm! Fie, Doamne! Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea întrutot sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o Dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea o viață îndelungată, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă învrednicească și de despătarea bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează! Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei arăta nunta cinstită, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întrutolăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu cununaților și întocmai cu apostolii împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți miri, cinstiți nași, dragi urtași, iată că astăzi este o zi importantă pentru Mădălin și pentru Andra, pentru că este ziua în care dragostea lor este binecuvântată. Pentru că omul aduce la biserică și aduce înaintea lui Dumnezeu
un dar al său, ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Iar astăzi, Andra și Mădălin și-au adus dragostea lor pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Ceea ce v-a adus pe voi aici este iubirea pe care o purtați unul altuia. Dante spunea despre iubire că în iubire unul cu unul este egal unul. Pentru că voi ați intrat în biserică doi și veți ieși unul singur. Dacă până aici fiecare făcea poate ce îi plăcea, ca bărbat aveai ocupațiile tale, femeia, Andra, ocupațiile ei de aici, spune cum ați auzit și este foarte important să știți lucrul acesta, că spune o rugăciune acolo, iar femeia să se teamă de bărbat. Ei bine, această teamă... această teamă trebuie să fie de o parte și a lui Mădălin și a lui Andra. Teama de a nu greși unul altuia. De aici înainte, trebuie fiecare să facă ceea ce îi place celui de lângă el. Da? Ei bine, să știți că acum, iată, toate sunt frumoase, muzică, e și oboseală, dar tot e frumos, de seară, distracție, da? Ei bine, să știți că vor veni și greutăți. Nu toate vor fi toată viața atât de frumoase, da? Important este ca împreună să treceți peste, să le depășiți, iar nașii, care vă sunt părinți spirituali, pentru că tot timpul, și este normal să fie așa, părinții voștri după trup nu poate să fie imparțial, nu poate să fie neutri, da? Și atunci, dacă vor mai exista neînțelegeri, apelați la nași. Ei trebuie să fie aceia care așa, iată cum v-au luminat calea către Sfântul Altar, să vină cu împăcarea, cu armonia în familia dumneavoastră. Acum, așa cum este obiceiul ca fiecare familie să aibă un ocrotitor, cred că cel mai potrivit pentru fiecare familie nu cred că este ocrotitor mai potrivit decât Maica Domnului care ține pruncul în brațe. Ca și praznic de cununie veți avea nașterea Maicii Domnului sau Sfântă Mărie Mică, care am sărbătorit-o când alături, da? De aceea vă doresc această icoană și tot timpul când aveți necazuri în viață, prima și prima dată să vă plecați genunchi înaintea lui Dumnezeu, să vă puneți în fața acestei icoane, pentru că ați văzut la nunta din Cana Galilei, când au rămas, erau într-o situație grea, rămuseseră fără vin. Și atunci ce au făcut? Au cerut ajutorul Maicii Domnului, iar Maica Domnului l-a rugat pe Iisus și au transformat apa în vin. Și vinul acela care a fost transformat a fost mult mai bun decât acela pe care îl avuseseră ei pregătit pentru taina nunții. În Evanghelia care se citește la nașterea Maicii Domnului, acolo ni se spune despre Marta și despre Maria. Când Iisus a intrat în casa lui Marta și Maria, Marta se ostenea să le pregătească masă, să organizeze masă, iar Maria ce făcea? Maria stătea la picioarele lui Iisus și asculta cuvintele lui. Acum, Marta îi spune lui Iisus, Doamne, uite, sora mea nu mă ajută. Nu mă ajută să pregătesc cele necesare. Și ce a spus Iisus? Marto, Marto, te îngrijești și te silești de multe. Însă un singur lucru trebuiește. Ascultați cu atenție. Un singur lucru trebuiește, însă Maria și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Iar o femeie a spus așa, fericit este sânul care te-a purtat și sânina care e sub. Iar Hristos spune, așa este, dar mai fericit este cel ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu
și îl păzește pe el. Deci în Evanghelia asta, două categorii de oameni au fost fericiți de Hristos. Aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el, și cea de-a doua categorie este aceea care naște prunci. Fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care îl sub. Vă doresc din tot sufletul să aveți o căsnicie frumoasă. Iar rodul dragostei voastre se va vedea prin nașterea de prunci. Este adevărat că o aveți pe Sofia, dar nu e suficient. Da? Un părinte al bisericii spunea că o familie trebuie să aibă 3 copii. Unul pentru tata, unul pentru mama și celălalt pentru biserică și neam. Rugăciunile așa spun. Ce să facem? Spune naștere de fii și fiice. Asta înseamnă măcar 2 băieți, 2 fete. Da. Da? Bine. O căsnicie cât mai frumoasă să aveți, să vă doresc distracție plăcută și să trăiți cu toți într-un mult și fericiți ani. Și acum o urare. Cât mac este în ripez, atâția ani la mic urez. Un prunc la anul blând și mic, să crească mare și voinic. Să ne audă Dumnezeu rugăciunea, să fiți sănătoși, să trăiți împreună cu toți, pentru mulți și binecuvântați ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire. Și ne oprim în fața mamei ușii. Hai, Ginerica, hai și Matale, hai! Hai să trăiești! Hai, hai casă de piatră, hai! Hai, toată lumea, toată lumea! Hai, puneți, hai, hai, puneți aici, toată lumea! Hai, dă-te bani acolo la o parte aici! Hai, 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 moșu! Hai, hai! Eu n-am poșetă, hai! Nici toartă la găleată, n-așa! Nici toartă la găleată, ia mâna! Bă, tu ce faci? Hai, hai! Vino ca să fiu ca, dacă am bani să-mi iei pentru... Hai, bă, deschide poarta! Gata, nașule, să trăiești! Hai, dă-se-l și nașa, acum! Ce-a luat cu sărăt banii din căreată? Încă să-mi voi lua banii tăi!
Las. Ce fac? Da. Da. La mulți ani, să fiți iubiți, sănătoși, să mai vină un bebe, doi. Mai în casă, noi să vină și voi. Au, tata, are vântul în casă. Ia singură. Da, nu așa poți să ai. Nu așa bea singură. Nu așa bea singură. Nu așa plecă ea de la altul. Nu așa bea singură. Nu așa bea singură. Nu acum de mine poate să pusești la mine să mă zacă. Domnul ei nu-i pusăși. Nu să-i dau whisky, dau și îi dau și la restaurant dacă nu poți să fii. Sunt de asemenea
Lumea pe mână s-o întorc. Ce înseamnă să fii om bun, ce
ce înseamnă să faci drăbină, ce înseamnă să ai onoare, ce înseamnă să-i omenie. Thank you.
la 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 Mișe că mă să trăiesc, la 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 la, pe tine să te iubesc, la 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 la. Spargă o grindă și mă rucănesc, că am
te pe să dormă la 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 la. Că te gândești să nu ce spune la 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 la. Veșină de pe să dormă la 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 la. Că te gândești să nu ce spune la 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 la. Să nu ce spune la bărbată la 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 la. Că școaș tot ce țucată la 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 la. Să nu ce spune la bărbată la 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 la. Că școaș tot ce țucată la 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 la. Dar bine la 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 la, și gurița de veșină la 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 la. Sunt la mere, dar bine la 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 la, și gurița de veșină la 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 la. Și peredor și prânzul moce, la 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 la. Veni la ea susăruce, la 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 la. Haideți la... Cel mai bun restaurant, cei mai pregătiți ospătari, restaurant Cambera. Haideți, vă rugăm frumos să-i aplaudăm puțin. Ați venit la acest frumos eveniment, cununia religioasă a mirilor, din partea domnilor nași și, bineînțeles, din partea domnilor moși. Le doresc Casa de Piatră să fie fericiți, să se bucure de minunea lor de Sofia, iar dumneavoastră, distracție plăcută și poftă bună. Și din partea noastră a formației Casa de Piatră să fiți fericiți, și dumneavoastră, distracție plăcută și poftă bună. Și vrem să facem un mulți să întrească pentru mirii noștri. Mulți să întrăiască, mulți să întrăiască, la mulți ani. Mulți să întrăiască, mulți să întrăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, mirii să trăiască, la mulți ani. Sofia să trăiască, Sofia să trăiască, la mulți ani. Nașii să trăiască, moșii să trăiască, la mulți ani. Socrii să trăiască, invitații să trăiască, la mulți ani. Trească mirii noștri, domnii nași, domnii moși. Așa, așa, așa. De câte ori am spus că nu mai pot, de atâtea ori la tine mă vine doar moșul pentru moșina. De
câte ori am spus că nu mai pot. De atâtea ori la tine mâine tot. Iertare de la Dumnezeu, e suflet din sufletul meu. Ești tot ce lumea mi-am dorit și te iubesc cum n-am iubit. Ești darul de la Dumnezeu, e suflet din sufletul meu. Ești tot ce lumea mi-am dorit și te iubesc cum n-am iubit. Așa. Așa. Așa, Nășicu. Tine nimeni n-aș fi vreodată să-mi poartă atâta dragoste curată, să pună flori și stele părul meu, să mă iubească până la Dumnezeu. Ca tine nimeni n-aș fi vreodată să-mi poartă atâta dragoste curată, să pună flori și stele părul meu, să mă iubească până la Dumnezeu. Ești darul de la Dumnezeu, e suflet din sufletul meu. Ești tot ce lume mi-am dorit și te iubesc cum n-am iubit. Ești darul de la Dumnezeu, e suflet din sufletul meu. Ești tot ce lume mi-am dorit și te iubesc cum n-am iubit. Doamne Moș, pentru Nășica și pentru Ianis, pentru toată lumea, mulțumim frumos! Până și cu la ora frumoasă! Și când de mândra de la sârbi mai adoro, inima vrea să-mi o plimb cu vaporul. De la astru se sărut e îngurița, dar și ochii și obrajii șanunița. Doamne, ce-ai fărui doi, ai văzut nărea de noi, n-a să fac o peste ea, să ajung la mândra mea bună, bună, tolere. Mai nimic cu valorile, vrei bără ca să-mi o răstorne și de dor să mă omor, bună, bună, tolere. Mai nimic cu valorile. De la domnul, bineînțeles. De la Nășicu pentru Nășica și pentru Iani și pentru toată lumea. Așa. Așa, Doamnele, sus, sus. Mândră, dragă mea, lintaș, cu gurița și-mi lăsa și amintire barochița. Vino fi ca să mai vii tu la mine, de voc și de dorul tău să-mi aline. Doamne, ce-ai cu noi doi, ai văzut nărea de noi, asta va tot peste ea, să ajung la mândra mea bună, bună, tonere. Mai nici cu valorile, vrei bără ca să-mi o răstorne și de dor să mă omor, bună, bună, tonere. Mai nici cu valorile, pe malul tot ce strâvesc se află tot ce iubesc. Vreau să-mi oprim cu vaporul.
mândruța bună, bunătorare, mai lui cu valorile, vrei barca să-mi ori stor și de dor să mă omor. Dună, dunătorare, mai lui cu valorile, vrei barca să-mi ori stor și de dor să mă omor. Puișor,
așa. Ia o sațu de tremuț
vină, la mine, hai la, la, să primă-ți ca să duci bine, hai la, apăsă și fără frică, hai la, ăsta-i nasul iugurică, la, 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 la. Thank you.
coteță, lai la, lai la, lai la, la, da coteță are o rață, lai la, lai la, se ține mândra măreață, lai la, lai la, lai la, da coteță are o rață, lai la, lai la, dacă rața e oferit, lai la, lai la, lai la, cu ce dracu să păli, lai la, lai la, dacă rața e oferit, lai la, lai la, lai la, hai băieți cu miminor, așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Haideți să vă rog.